Următorul meci, urcăm în categorie până la 80 de kilograme. Primul luptător prezentat este un tânăr de 18 ani ce se antrenează la MMA Transilvania Cluj, alături de Tudor Prian. Este medaliat în numeroase stiluri de contact. Își face debutul în Cușca Heroes, în colțul albastru, Mario Ghelă! Al doilea luptător al meciului are 24 de ani și se antrenează la Miners Fight Team în București. Îi are ca antrenor pe Aurel Mineru Pârtea, Tudor Alin și Dan Râmaru. Are un meci și o victorie la pro. Luptă în colțul roșu, Dan Tudoran! Iată-l și pe adversarul său, este vorba despre Dan Tudoran de la Miners. Îl vedem și pe minerul Aurel Pirtea în colțul său. El are o victorie în Heroes, o victorie obținută prin knockout. În rest, locul 3 la naționale de Kempo și medaliat în boxul amator, Dan Tudoran. E foarte posibil să asistăm la un meci clasic de boxer contra practicant de jiu-jitsu brazilian, să vedem cât de bine se descurcă la sol Tudoran sau cât de bine se descurcă să blocheze ca lupta să ajungă la sol. Da, Dan Tudoran practică sporturi de contact din copilărie, are 24 de ani, dar abia la 23 a făcut switch-ul către MMA-ul profesionist, către MMA în general. În timpul liber lucrează ca barman. Arbitrul întâlnirii este Cătălin Oțelea. Sau în timpul liber se ține de sport, dacă nu știi cum e mai bine să... La centru? La centru. Doi sportivi înalți, 1,90 m pentru Tudoran și 1,85 m pentru Ghelă. Mergeți foarte bine. Din nou la centru, Cătălin Oțelea. Luptă! Da, a început prima repriză, se apropie Tudoran. Pas înapoi, low kick. Bună stânga! Mare grijă, bun sprolul lui Tudoran, să vedem dacă va reuși să schimbe unghiul de acolo Ghelă. Se blochează bine deocamdată, însă se va folosi de cușcă Ghelă și da, reușește să-l pună pe spate. A avut o primă defensivă foarte bună, lovituri de cot în zona rinichilor. Să vedem dacă reușește să se ridice de jos. Da, pare destul de sigur pe Tudoran în această poziție. Este o tactică foarte des folosită de sportivii care provin din stilurile de striking, box, kickbox, se folosesc de cușcă pentru a se ridica în picioare. Nu interesează lupta la sol, nu vor să învețe foarte mult. Nu spun că asta e cazul lui Tudoran, dar se întâmplă foarte des în MMA. Da, la 24 de ani are timp să învețe. Da, și se folosesc de cușcă pentru a se ridica. De fiecare dată scopul este să ajungă pentru început pe palmă, așa cum era Tudoran, să aibă un punct de sprijin și după aceea să încerce ușor, ușor să se ridice. L-a controlat însă bine Ghelă acolo.
O tentativă de ghilotină din control lateral nu este eficientă. Încearcă acum o strangulare Von Flu, Geller de deasupra. Și-a împreunat mâinile, de multe ori brațul adversarului nici nu mai poate să iasă de acolo. Vedem că i-a prins și mânușa, este foarte greu să iasă de acolo. Nu are cel mai bun unghi, Doran încearcă să se ridice. Cred că Geller ar fi mult mai indicat să folosească loviturile, cel puțin pentru acest început de meci, să-l moaie un pic pe adversari, după aceea să înceapă să folosească tehnicile din lupta la sol pentru a avansa și chiar al submite. Da, a început cu lovitură de cot la cap. Bun, foarte eficient, îl controlează cu o mână, lovește cu cealaltă. Postură destul de joasă, o să-i fie greu să pună presiune mare. Pe Tudoran nu-l văd bine, ținând această gardă închisă, această situație în care picioarele sunt în jurul taliei adversarului. Mai ales dacă vrea să revină la lupta în picioare, trebuie să creeze distanță între el și adversar. Sau poate să mulțumește să-l blocheze momentan pe adversar și să aștepte ca arbitrul să-i poziționeze din nou de la centru. Da, asta poate fi o tactică, să încerce să blocheze cu totul acțiunea pentru ca arbitrul să dea inactivitate. S-a pierdut proteza. Foarte bune loviturile de cot. Unul dintre sportivii, dintre puțini sportivi care folosesc în mod eficient aceste lovituri de cot, care se permite în jurul. Da, a lovit și Tudoran. Cătălin Oțelea a atras atenția să fie atent de lovește, să nu lovească în spatele capului, acolo unde este interzis. Asta e una dintre problemele în momentul în care nu te descurci în lupta la sol, ești extrem de previzibil, adversarul nu se simte deloc amenințat, nici cu inversări, nici cu finalizări, nici cu treceri la spate. Și tot ceea ce trebuie să facă este să ferească de aceste lovituri care de pe spate nu sunt aproape niciodată puternice. Și atunci situația lui Tudoran e destul de dificilă. Iată-l, acum vine spre cușcă, ar trebui să pună o palmă în pământ și să înceapă să se ridice. Exact ceea ce face acum. Foarte bună reacția. Da, a reușit pentru moment să vedem dacă va profita de această poziție Tudoran. Și pare destul de odihnit, chiar dacă a stat pe spate. Nu a încasat foarte mult, poate asta a fost. O nouă lovitură în spatele șefei. Col neutru, stai acolo. Ridică-te. O să lupți? Da sau nu? Da. Luptă! Se mișcă pare destul de amețit Geller. Și s-a aruncat acolo cu toată forța, cu acea lovitură cu brațul drept și a pierdut din nou poziția. Și că Tudoran să-l țină pe adversarul său, bună lovitură de cot la ureche la lovitura adversarului său. Un minut foarte obosit Geller, vedem ce situație, deși a fost cel care a lovit mai mult, a stat deasupra adversarului și a folosit greutatea. Tudoran este mult mai odihnit. Dacă nu mă înșel, chiar respiră pe nas. Și acum încearcă să treacă la spatele adversarului. Nu știu dacă are forța necesară în aceste momente să ridice Geller, care mai casează lovitură cu brațul drept. Vedem ce înseamnă distanța, vedem ce înseamnă arcuirea din șold a unui fost practicant de box. Lovituri de pumn, lovituri de cot, greu să mai reziste aceste 30 de secunde. Da, continuă cu loviturile la capul adversarului, foarte bune aceste ciocane trimise de Dinu Tudoran. Nici Tudoran nu mai are aceeași eficiență de început, ar fi trebuit să ridice pe picioare, pe tălpi, să poată să pună mai multă presiune, lovește cu ambele brațe acum lovituri de ciocan. Da, continuă să-l macine pe adversar. Ajunge în demigardă, mai sunt câteva secunde să vedem dacă Geller va rezista. Nu-l văd deloc bine, este plin de sânge, foarte obosit. Da, a rezistat, dar nu cred că va mai reuși să continue. Este foarte afectat după această primă repriză. Una dintre marile probleme ale sportivilor români, în general, din sportul de contact, kickboxing, MMA, această lipsă de anduranță e o problemă la pregătirea fizică a sportivilor români de contact. Da, obosit și în general, Tudoran. Nu spun că toți sunt așa, însă, din păcate, marea lor majoritate se regăsesc în această situație. Interesant e faptul că Geller nici n-a ajuns în colțul său, a rămas în aceeași poziție și vedem cei din stat foarte apropiat. A acuzat la un moment dat. Iată că meciul este oprit. Cătălin Oțelea, după ce s-a consultat cu stafful lui Geller, a decis să oprească meciul și îl va declara învingător pe Tudoran.
Da, și iată, Tudoran câștigă al doilea său meci în MMA-ul profesionist înainte de limită. Din nou, o victorie pentru el. Foarte calm a fost la sol în acele momente în care ar fi putut să fie pus într-o dificultate mult mai mare. A rezistat acolo și iată-l învingător. Sunt curios cât de mult l-a afectat pe Gheller. A acuzat la un moment dat loviturile în spatele capului, la ceafă. A fost un moment în care chiar și Cătălin Oțel, arbitru de centru, l-a avertizat pe Tudoran. Și sunt curios în momentul în care a venit deasupra lui Tudoran pe finalul meciului, câte astfel de lovituri au mai fost. Foarte... foarte vizibile urmele de pe fața lui Gheller. Da, are o piele care s-a deschis mult mai ușor, pielea lui Gheller, pentru că și el a trimis multe lovituri de cot spre capul adversarului, dar a rezistat mai bine Dan Tudoran. Tudoran mai tăbăcit de la box. Da, da, da. E greu să avansezi la box în momentul în care ai o piele foarte sensibilă, care se taie foarte repede. Da, păcat pentru Gheller pentru primele două minute și jumătate în care a dominat lupta și a avut o poziție care putea să-i pune probleme lui Dan Tudoran. Doamnelor, dar a observat-o foarte bine, Tudoran a fost calm și asta l-a ajutat. Medicul a decis să oprească acest meci. Drept urmare, câștigătorul luptei în colțul roșu, Dan Tudoran! Victorie obținută de Dan Tudoran la sfârșitul primei reprize. Medicul Galei a pus stop acestei lupte și iată victoria lui Tudoran. A ajuns la două meciuri câștigate în Heroes. Aplauze lui Mario Gheller, are doar 18 ani și o inimă de leu. Dan, sunt aici cu Dan Tudoran, câștigătorul meciului. În primul rând, felicitări, Dan! Mulțumesc din nou, mulțumesc, bună seara, Vieta, ai găsit, vă spune. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor cei care au venit astăzi pentru mine aici, familiei, prietenilor, tuturor care m-au ajutat în această călătorie până aici. Vă promit că nu o să mă opresc și o să revin din ce în ce mai bun. Am subestimat adversarul în seara asta. Am intrat un pic prea, cum să spun, de lăsător și bazat pe mine, dar din păcate a pus o luptă, să spunem așa. Următorii... Îi așteptăm. Următorul meci. Dan, pare o luptă trasă la Indigo cu lupta trecută, pe care ai avut-o în gala trecută. La fel, adversarul te-a dus la sol, ai reușit să revii. Care e secretul din spatele voinței tale? Le știu tactica, pentru că spre deosebire de Leon, am avut un mod de a afla ce are el de gând să fac. El știindu-mă pe mine de meciurile de la voi, am deja două meciuri la voi, contestat trei, plus alte meciuri pe care le-am avut, știe că nu vin din sol. Poate asta a fost problema și atât numai s-a auzit acolo. Dar eu am pus acum aceeași tactică pe care a pus-o de trecut. L-a lăsat să obosească și a revenit în forță. Felicitări încă o dată, doamnelor și domnilor, Dan Tudoran! Și acum. Înainte de următorul meci, am onoarea a-l invita în cușcă pe unul dintre sportivii români cu cele mai bune rezultate în sporturile de contact. Este medaliat în judo, sambo, BJJ și MMA. Doamnelor și domnilor, maestrul Mihai Simion. Bună seara, Circul Metropolitan, bună seara, Bulterieri. E, uite că am emoții, nu mă așteptam. Mulțumesc promoției Heroes Fight League că îmi face această onoare. O să încep cu scuzele. În primul rând ar fi trebuit să fiu aici să lupt în seara asta. Din păcate, o serie de accidentări m-au ținut departe de... Mă rog, în cușcă am ajuns, dar nu ca luptător. Cred că am învățat în 31 de ani de carieră sportivă că fiecare vârstă și etapă are rostul ei în viață.
e momentul să trec la o nouă etapă, să fiu antrenor full-time și să mă retrag din sporturile de contact românești. Mulțumesc că mi-ați fost alături atâția ani. Mulțumesc că mi-ați fost alături atâția ani și sper că veți fi în continuare alături de echipa mea și vă promit rezultate foarte bune în MMA și în alte sporturi de contact. Simbolic o să las pe podea aceste mânuși de la Heroes Fight League. Vă mulțumesc și ne vedem să susținem pe băieți în continuare. În opinia mea avem cel mai bun fight card pe care l-a pus o promoție în MMA românesc în seara asta. Așa că vă urez vizionare plăcută și toată dragostea mea către voi. Maestre, mulțumim pentru o carieră de excepție și îți dorim mult succes în noua carieră de antrenor. I'm drowning.